Bună și bine v-am găsit la Brain Point Talks. E prima ediție pe 2020 și ne întâlnim cu nimeni altul decât Liviu Blotu. Bună Liviu! Salut! Cu Liviu o să discutăm despre mai multe subiecte astăzi, dar cel mai important va fi că ne va povesti puțin despre parcursul carierei sale în networking. Și în a doua parte a interviului o să vorbim despre schimbările care au apărut în materia de CCNA și CCNP. În continuare, aș vrea să trecem la partea a doua, despre care vorbeam la început și pe care foarte multă lume așteaptă cu interes, schimbările din materia de CCNA. În regulă. Vom discuta acum despre certificările CISCO, mai exact ce se va întâmpla din luna februarie a acestui an. Aceste modificări sunt, după părerea mea, majore. De ce? Pentru că se schimbă fundamental modul de certificare, examenele pe care trebuie să le dai, inclusiv faptul că la Academie nu, nu vor mai fi patru module cecinea 1, 2, 3, 4, ci vor fi doar trei Cinea 1, 2, 3. Schimbarea cea mai mare este dată de faptul că există acum un singur CCNA pentru toate specializările. Deci acest CCNA Routing și Switching, care are codul 2301 Cisco Certified Networking Associate, este același CCNA pe care trebuie să urmeze absolut toți inginerii care vor să se specializeze în, în ceva în ce ar să se specializeze? Păi, după cum știți, în routing și switching, bineînțeles, sau ramura de security, mai există și service provider, collaboration și data center. Nu uitați de faptul că se dezvoltă un curs nou, care va apărea undeva din luna mai, care se numește Cisco DevNet. CCNA de DevNet și bineînțeles că au și CCNP de DevNet și CCIE de DevNet. Nu uitați, este un curs care este adresat programatorilor care trebuie să lucreze în domeniul rețelisticii. Pentru cei care sunt ingineri de rețea sau vor să ajungă în rețea și trebuie să știe automatizare, acelora le recomandăm cursul de CCNA a obișnuit. De ce au făcut lucrul acesta? Păi, în primul și în primul rând, pentru că în momentul în care trebuia să te specializezi de, din diverse raționamente, că îți plăcea domeniul respectiv sau din motive de business, trebuia să te specializezi în într o anumită ramură, trebuia să urmezi cursurile de CCNA1, CCNA2, să te certifici ICND1, și apoi să te duci la ce de voce, data center sau service hover, de ce, în ce doreai tu să te, să te specializezi. În acest moment nu mai este cazul. Există această materie CCNA valabilă pentru toată lumea. În plus, orice altă specializare nu mai are ca cerință inițială să fie certificat CCNA. Deci dacă vrei să te duci la examen de CCNP, să susții un examen de CCNP, niciun fel de problemă, poți te duci să susții fără să ai niciun fel de restricție. Deci Mie mi se pare un lucru foarte bun. De ce? Pentru că se observă maleabilitate și uh, poți face ce dorești cu certificările tale și cu examenele tale. Adică nu ești obligat să dai examene în plus pentru a te specializa într-o anumită ramură. Dacă ești la un nivel foarte, foarte bun, de exemplu, cum sunt foarte mulți profesioniști în, în acest domeniu, uh, ei, ca să ajungă la nivelul la care sunt ei, din punct de vedere al certificării, să zicem professional sau expert, ei trebuiau să treacă mai întâi printr-un associate, printr-un examen în plus de uh, certificare associate. Ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare destul de incomod. Așa că un om care este la nivelul de CCNP de voce să spunem poate să ducă bine mai să dea examenele CCNP de voce, care sunt două în acest moment, și să obțină certificarea fără niciun fel de alte restricții. Pe de altă parte, bineînțeles că certificarea cinea pentru a asimila aceste materii a trebuit să introducă elemente noi în curiculă cum ar fi, de exemplu, security, security de uh, rețea enterprise, uh, security de conectare la de vpn de conectare la internet, concepte despre wireless și despre automatizare și virtualizare. Drept urmare, unele lucruri au fost adăugate, dar și unele lucruri au fost scoase și introduse în materia de CCNP. Uh, cum ar fi, de exemplu, în acest moment, uh, tot IGVP-ul a fost trecut în CCNP nu se mai face IGVP la, la CCNA. A fost trecut la examenul de CCNP, care se numește CCNP Enterprise Core. Asta cine spune? Faptul că pe lângă CCNA-ul efectiv, un inginer ca să, fie, să aibă niște cunoștințe solide, ar trebui să aibă și niște cursuri complementare a acestei materii. Cum ar fi, bineînțeles, să urmeze cursurile de CCNP, care sunt o, 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 chestie normală, un lucru normal, dar se pot specializa și cu un DevNet Associate, de exemplu, sau, bineînțeles, există cursuri de Python sau chiar IT Essential care sunt bineînțeles dezvoltate câte cei de la Cisco și în acest moment, orice inginer are și cunoștințe de rețea, dar se poate specializa în ceea ce își dorește. Acum, în plus... La CCNP avem uh, următoarea structură, înainte de, uh, sau mă rog, înainte, este ianuarie, deci se încă în vigoare aceste examene, uh, cele trei examene de la CCNP, uh, Switch, Root și Troubleshoot, uh, se vor uh, contopi în două examene. Și anume, un uh, examen care se numește Enterprise Core, atenție, Routing și Switching în acest moment uh, se transformă în Enterprise. Deci este CCNP Enterprise care definește CCNP-ul de routing și switching, fostul CCNP de routing și switching. În cadrul CCNP, pentru a obține certificarea CCNP, trebuie să uh, susții două examene. Și anume, Enterprise Core, care de fapt reprezintă uh, elemente din, conține elemente din CCNP Switch respectiv root, iar în al doilea examen reprezintă un ceea ce se numește Concentration Exam. Deci, ca să obții certificatul CCNP Enterprise, trebuie să dai ceea ce se numește corul examenului de CCNPE și mai departe un concentration exam și ai la alegere între 5 domenii. Haideți să vă citesc un pic. Există, de exemplu, Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Dar asta reprezintă specializare de routing și switching, dar tu poate lucrezi într-un mediu care are, de exemplu, soluții de sedevan. Software Defined Wide Area Network. Și atunci ai avea un alt examen, 3415 NSDIWI, care se numește Implementing Cisco Sedevan Solutions. Sau poate tu, pe tine te interesează designul și pentru, acest, pentru această ramură ai Designing Cisco Enterprise Networks, un alt examen. Sau Designing Cisco Enterprise Wireless Networks, pentru că pe tine te interesează wireless-ul. Sau implementing Cisco Enterprise Wireless Networks. Deci tu poate ești designer, îl dai pe cel de design sau tu poate ești operațional și atunci îl dai pe cel de implementing. Pe de altă parte mai există și implementing automation în Cisco Enterprise Solution. Deci observați că în acest moment îți dă o mult mai mare maleabilitate în examenele pe care vrei să le dai. De aceea și lor le va fi mai ușor să se adapteze la ce se întâmplă în piață. De ce? Pentru că dacă apare o tehnologie nouă, corul materiei rămâne la fel. Dar cu tehnologia nouă va căpăta un examen nou care se va numi concentration exam pentru ramura respectivă. Și așa se întâmplă pe toate ramurile de dezvoltare, cum ar fi data center, service provider și așa mai departe. Poți să obții ceea ce se numesc badge deci implementează un sistem de insigne care atestă faptul că ai dat un examen. De unde vine lucrul acesta? Înainte, la CCNPE, aveam cele trei examene, switch, route și troubleshoot trebuia să obții toate cele trei examene pentru a obține diploma de CCNP. E, în acest moment, de fiecare dată când ai un examen, obții un asemenea badge care spune, da, în această persoană este specialist, deci acest badge reprezintă o titulatură de specialist. Și ce este foarte important este faptul că nu trebuie neapărat să fii CCNP și, și să fii specialist. Poți să dai, de exemplu, un concentration exam de la CCNP Enterprise, după cum am spus mai devreme, și să dai, pe de altă parte, un concentration exam de la ratura de security. În acel moment tu nu ești practic CCNP, de ce? Pentru că nu ai coduri de dat pentru cele două specializări, dar ai două begiuri pe care tu poți să le pui pe profilul de LinkedIn în CV sau poți să faci ce vrei tu, să le pui în semnătura ta de pe, de pe mail, care să ateste, da, acesta om este specialist în VPN de ASA cu Firepower și este specialist în design de wireless. Și în felul acesta tu poți să-ți alegi, în funcție de ceea ce ai la serviciu sau de ceea ce îți dorești, examenele pe care să le, să le susții și să le, în, care să fii în care să fii atestat. De aceea, în, pe viitor, în momentul în care cineva spune, sunt CCNP, în acel moment trebuie să-l întrebi al doilea lucru. Bine, bine, CCNP, dar în ce specializare? Pentru că ați văzut câte specializări sunt acolo. Ați văzut design, wireless, automation sau enterprise. Știe să specifice, da, uite, sunt CCNP și am următoarele badge -uri. Specialist în, am core și am obținut un badge de specialist și am designing wireless și am obținut badge de specialist. Deci, titulatorii de CCNP trebuie să-i se alăture automat și bejurile de specialist pentru a testa cunoștințele pe care le ai tu exact. Întrebarea care îmi vine acum în mod natural este ce o să se întâmple cu cei care deja au certificările obținute și care fie continuă cu o certificare superioară, fie trebuie doar să-și o reactualizeze. Aici sunt mai multe discuții. Hai să începem cu cea mai simplă dintre ele. Cineva a terminat Cecinea în acest moment și trebuie să susțină certificarea Cecinea. Deci a fost la cursuri și trebuie să susțină examenul de certificare. Acum, fie în. Acum suntem în ianuarie 2020, are de, poate să susțină până în februarie examenul pe versiunea veche. În momentul în care a trecut de februarie 20, în acel moment trebuie să susțină certificarea pe versiunea nouă este într-adevăr în avantajul celor care au terminat acum. De ce? Pentru că au făcut mai multă materie și au mai multe cunoștințe, inclusiv din cele care s-au dus la CCNP. Deci ei au și niște cunoștințe foarte bune din materia de CCNP. Dar, pe de altă parte, pentru a da materia nouă, au nevoie să aibă acces la materiile la care s-au introdus nou în certificare. De aceea, din partea Academiei, se poate deschide o clasă de Bridging Materials, care conține efectiv ce s-a introdus nou în în curriculum. Bun, deci, fie se încadează până în februarie și, -și de dă examenul obișnuit de certificare sau așteaptă până după februarie plus materiale de, de Beijing pentru a învăța despre automation, despre virtualizare, despre security și toate lucrurile care s-au băgat noi acolo și wireless pentru a da examenul pe versiunea nouă. Un lucru foarte interesant este că în momentul acesta, dacă dai examenul până în februarie de CCNA, vei obține inclusiv certificarea nouă. Okay. Deci vei a faptului că ai luat certificarea nouă. Bun. Acestea sunt cazurile cele mai simple. Bineînțeles că cei care sunt certificați și cine trebuie să aștepte să -și, dacă au certificat în acest moment, ce cine trebuie să aștepte, bineînțeles, să le expiră pe expirare și atunci să dea, bineînțeles, pe versiunea nouă de, de certificare, de ce dacă vor să se recertifice, dar sfatul meu ar fi să se ducă mai departe să continue cu ce pentru cei care se află în uh, procesul de a se certifica CNP și uh, nu o să ajungă să se certifice până în februarie 20, este un link uh, cisco.com slash next level Acolo, sub CCNP și CCNP Enterprise, există ceea ce se numește CCNP Routing și Switching Migration Tool. Cred că puteți să-l căutați direct pe Google și îl găsiți, îl găsiți, așa, în care aveți acolo niște butoane cu diverse combinații. De exemplu, dacă sunt certificat root, dacă am dat doar examenul de root, trebuie să dau în continuare core plus un concentration exam pentru Enterprise. Dacă am root și switch date, în acel moment o să obțin un badge de Cisco Certified Specialist Enterprise Core, pentru că cele două examene conțin, acest examen de core conține elemente și din switch și din RUT și obține badge de specialist pentru Enterprise Core, dar pentru că nu aveți traboșutul dat, trebuie neapărat să mai dați un, un, unul din concentration exams. Sau dacă aveți doar traboșutul, trebuie să-ți dai neapărat core-ul, adică rut și switch-ul. Numai că avantajul este că nu mai trebuie să dai două examene RUT și switch, trebuie să dai un singur examen care conține uh, materia din cele două părți. În regulă. Până acum a fost vorba despre certificările și examenele de certificare pe care trebuie să le dați pe platforma voie, bineînțeles, și uh, CISCO. Acum vom vorbi un pic despre ce se întâmplă în cadrul academiilor și ce se întâmplă cu curiculumul din uh, platforma Networking Academy. Uh, adică, practic, cursurile pe care trebuie să le urmați pentru a vă pregăti pentru certificarea de uh, CISCO CCNA. După cum v-am spus, schimbarea fundamentală este că s-a trecut de la sistemul, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, din câte știu eu, în toată istoria, să se treacă de la patru module, tot timpul au fost patru module, ce 1, 2, 3, 4. În acest moment se trec la un sistem cu trei module. Și o să avem un felul următor. CCNA1, care se numește Intro to Networks, ETN, apoi CCNA2, Switching Routing and Wireless Essential, SRWE, și Enterprise Networking Security and Automation (ENSA), adică CCNA 1 2 și 3. CCNA 1 în 99% din uh, materie rămâne fix la fel. Uh, ce se schimbă în schimb este la CCNA 2 și CCNA 3, unde CCNA 2 a devenit o combinație între fostul CCNA 2 și fostul CCNA 3, și CCNA 3 a devenit o combinație între fostul CCNA 3 și CCNA 4. Ca număr de ore rămân tot cam așa, deci nu se schimbă absolut nimic din punct de vedere al numărului de ore pe care, pentru care trebuie învățat, doar că s-au adăugat, adăugat elemente noi. Deci nu uitați, avem 3 module, CCNA 1, 2, 3. CCNA 1 rămâne la fel. CCNA 2 este un are în plus wireless și niște security. CCNA 3-ul are, pe lângă ce v-am spus, are programabilitate, VPN-uri și securitate și virtualizare, care virtualizare este un, uh, un capitol pe care l-a avut uh, înainte CCNA 4. Uh, deci, pentru a vă pregăti pentru examenul de CCNA, trebuie să urmați în acest moment doar 3 module în loc de 4. Nu uitați! pentru că s-au scos lucruri din CCNA, sau au adăugat la CCNP, cursul de CCNA în acest moment trebuie neapărat să fie completat cu alte cursuri, cum ar fi CCNP-ul sau DevNet sau Python sau IT Essentials sau alte cursuri pe care le oferă cei de la Cisco sau alți producători. Un lucru vreau să vă mai spun, toată cariera mea și toată experiența pe care am avut-o m-am ghidat după un singur principiu. Și anume, că știți toată lumea, principiul care se numește KISS. Keep it simple, stupid. Eu consider așa că cheia de boltă în acest domeniu nu reprezintă să faci lucruri complicate pe care să nu înțeleagă nimeni. Cheia succesul de fapt, în acest domeniu și nu numai în acest domeniu, peste tot, este să faci lucruri complicate pe care să le înțeleagă toată lumea. Acesta este sfatul meu pentru toată lumea care m-a ascultat și vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă urez spor la învățat și vă așteptăm la cursurile Telecom Academy. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, la revedere! Îi mulțumim și noi lui Liviu și o să indicăm linkul pe care l-a sugerat în descrierea acestui podcast. Ne vedem data viitoare cu alte subiecte cel puțin la fel de interesante. La revedere. Salut, pa. pa!